Diavolul, care este mesajul filmului, dincolo de ceea ce vedem, mesajul denotativ, cel conotativ? Este foarte multă, e o comedie, de fapt nu e comedie. Uitați ce se întâmplă asta cu mesajul, trebuie să o lămuresc eu un pic. Asta era o tehnică, tactică, mă rog, ușor scolastică de a evalua ceva de genul ăsta. Mesajul. Nu e un mesaj, niciun mesaj, e o felie de viață care vorbește singură, ea, într-un anume fel, unuia, altfel, altuia. Dacă îți propui să faci un film sau să scrii o carte cu un mesaj, că le poate să înseamnă o frază, e păcat de Dumnezeu, mai bine nu te apuci. Dar filmul reflectă cumva realitatea societății actuale. Ați vrut cumva să trageți un semnal de alarmă? Nu un semnal de alarmă. Știi, până la urmă, ce face artistul? Consemnează. E martorul societății sale. Sigur, cu mijloace artistice, cu o doză și cu puternică de simbol, de generalizare. Și cred că despre asta e vorba aici. Este o poveste, îndrăznesc să spun despre ea, pentru că am fost decât actor, n-am scris-o eu, n-am regizat-o eu, deci pot să spun. Altfel nu puteam să spun nimic. Are o putere de generalizare enormă. În urmă este o fotografie, e o clipă de adevăr pe un om, într-un bloc, dintr-un cartier, multiplicabilă la nesfârșit în țara asta. E un eșuat, e un om eșuat. Sunt atât de mulți oameni care n-au nicio vină în țara asta, nici el n-avea nicio vină, avea toate calitățile și era eșuat. Atât de mulți oameni sunt în România eșuați, fără vina lor, având toate calitățile, toate meritele și creierul la ei. Dar ce au de învățat românii de la personajul pe care îl interpretează? Nu. Shakespeare, colegul nostru Shakespeare spunea, actorii sunt oglinda vremurilor noastre, deci oglinda. Noi suntem oglinda. Nu vrem să învățăm nimic pe nimeni, nu batem obrazul, nu îndemnăm către ceva. Dar în clipa în care te vezi într-o oglindă, îți vine ție poate să mai modifici ceva sau să înțelegi ceva în plus. Despre asta e vorba, nimic altceva. Filmul e, pe mine m-a surprins, vă dați seama că am făcut tot filmul, am lucrat la el, îl intuiam într-un anume fel. Când l-am văzut legat, m-a surprins puțin spus. Pentru că sub comedia evidentă, e atâta tristețe conținută și nearătată cu degetul și neexplicată, pur și simplu conținută, care decurge din poveste și atâta tot, care te zdrobește. Într-un fel, finalul remontează, dar în stil pur românesc. Eșuarea e totală, dezastru e total, zâmbet și o luăm de la capăt. Și există speranță. Da, dar în stil românesc. Măcar speranța unei continuare a filmului, pentru că termină foarte, foarte trist dacă te gândești, da, că tu ești cel din oglindă. Vă jur, eu nu știu dacă o să izbutesc, nu știu dacă o să fiu lăsat, în fine. Vreau să scriu un scenariu, continuarea acestui film, acestei povești, cu aceste două personaje. E păcat, cred eu, să nu continuăm povestea. Credeți că o să placă? Acesta. E greu să spui, pentru că filmul ăsta nu e făcut să placă, știți? Nu e o bucurie, o veselie și ce bine ne-am distrat. Deci nu cred că e vorba despre asta. O să te atingă? Întrebarea ar fi, te atinge povestea asta sau nu te atinge? Sau te lasă rece? Cam așa se pune problema, cred. Sper să atingă.